În atenția cetățenilor, turiștilor și amatorilor de activități sezoniere, Poliția de Frontieră vine cu noi recomandări esențiale pentru siguranța tuturor moldovenilor în timpul pandemiei de coronavirus. Astfel, în contextul situației epidemiologice, oamenii legii îi atenționează pe toți cei care își desfășoară activitățile de serviciu, lucrări agricole sau doresc să-și petreacă timpul liber în spațiile de agrement aflate în zonele de frontieră că sunt obligați să dețină documente confirmative, să contacteze angajații din sectoarele autorității de frontieră, să se informeze privind drepturile și obligațiile în funcție de necesitate, respectând totodată măsurile de protecție individuală impuse de riscurile provocate de noul coronavirus. În acest sens, cetățenii sunt atenționați că dacă vor fi găsiți în limitele zonei menționate, urmează a fi identificați sub aspect de subiect al regimului de autoizolare, iar în cazul constatării acestor încălcări riscă amenzi.